24 de unități școlare din cele monitorizate în județul Suceava prezintă cel puțin o formă de segregare școlară pe criterii etnice. Acest număr reprezintă un procent de 25,8% din cele 93 de școli care au furnizat date în cadrul monitorizării. Din totalul de 104 unități școlare incluse în monitorizare, 11 unități au refuzat să ofere informații. Așa reiese din monitorizarea fenomenului segregării școlare pe criterii etnice, realizată de Centrul de Advocacy și Drepturile Omului în județele Botoșani, Iași, Neamț, Vaslui și Suceava. CADO și Centrul de Resurse pentru Participare Publică au lansat la finalul lunii aprilie raportul de monitorizare, segregare sau incluziune școlară, document care radiografiază riscurile de segregare care apar în școlile din regiunea de nord-est. Evenimentul a marcat finalul proiectului Școală pentru toți copiii, derulat în perioada aprilie 2015-2016. Corelarea datelor colectate din toate județele monitorizate indică faptul că 50% dintre cele 112 localități, ale căror unități școlare au fost cuprinse în monitorizarea regională, includ cel puțin o unitate școlară în care se manifestă o formă de segregare școlară. Acest lucru arată o răspândire largă a fenomenului de segregare pe criterii etnice în regiune. La nivelul județului Suceava, situația este chiar mai gravă. 67,7% dintre localitățile monitorizate includ cel puțin o școală cu probleme de segregare. Astfel, în județul Suceava au fost identificate 10 școli cu risc de segregare la nivelul întregii unități școlare, 4 școli cu risc de segregare pe clădiri, 14 școli cu risc de segregare pe clase și 7 școli cu risc de segregare pe bănci. În România, legislația națională interzice segregarea școlară, iar educația este recunoscută ca fiind una dintre pârghiile care ar putea să contribuie la ieșirea din sărăcie a generației viitoare. Cu toate acestea, separarea copiilor în funcție de etnie și statut social persistă. Segregarea atrage după sine educație deficitară, iar aceasta perpetuează sărăcia.